Bun găsit, doamnelor și domnilor! Greva profesorilor continuă. Deja sunt din ce în ce mai multe voci care îi condamnă pe profesori că nu se gândesc la copii și sunt inumani și nu-și bat decât propriul interes și nu se gândesc decât la faptul că vor bani și folosesc pe copii ca șantaj. Alții spun că profesorii nu muncesc foarte mult, ca o vacanță de vară, vacanță de iarnă, vacanță de Paști și așa mai departe. În același timp, educația se degradează constant și treptat, iar dialogul care este clamat de unii dintre politicieni sună de ceva de genul: păi atâta putem să vă dăm, reveniți la masa negocierilor și discutăm, dar trebuie să vă reîntoarceți pentru că dau copiii bacul și așa mai departe. Dincolo de toate cele, problema nu cred că este la profesor și nu cred că este la zona aceasta de educație, ci este la factorul politic. Poate societatea ar trebui să se solidarizeze cu profesorii, pentru că există părinți care lucrează și în alte domenii în afară de educație. Acești părinți poate nu conștientizează și nu știu faptul că deja sunt catedre întregi care nu mai sunt ocupate, este o lipsă din ce în ce mai mare de profesori de matematică, de profesori de fizică, de profesori de chimie, de biologie și așa mai departe. Este o scădere a calității actului educațional, pe de altă parte, pentru că la aceste salarii și la aceste strategii, între ghilimele, ale unor oameni incompetenți, cum este Claus Iohannis, cum este Ligia Decă, cum este Monica Anisie, cum sunt ceilalți din Comisia de Educație din Parlament, nu pot să facă anumite legi care să vină în ajutorul și să fie centrate pe securitatea și siguranța generației de mâine. Adică pur și simplu nu interesează ce se va întâmpla mâine cu această țară, nu investesc în viitorul copiilor. Și mai crunt este că dacă astăzi, de exemplu, generațiile de astăzi nu au o șansă la educație și la un viitor oportun decât dacă sunt în orașele mari din această țară, ceilalți de pe la sate, cum era înainte, cum s-a construit perioada interbelică sau perioada socialist-totalitară, în care și oamenii de la țară aveau o șansă la educație și puteau să ajungă cineva într-o anumită profesie. Acum, cei care se nasc la țară nu mai au șansa aceasta de a ajunge la o facultate, iar facultățile par așa foarte, foarte departe. Ce vreau să subliniez aici este faptul că constat că și dascălii, dar și clasa politică, nimeni nu are, nu știu, nu s-a gândit la posibilitatea să ceară demisia lui Iohannis, nu s-a gândit nimeni din această coaliție de abramburită, că nu pot să-i spun altceva, nici Ciucă, nici Ciolacu, să facă un pas în spate, să se retragă, să spună că nu înțeleg evenimentul sau că pur și simplu sunt depășiți, sau să accepte aceste condiții ale dascălilor și să le ofere acele salarii, care nu sunt foarte mari chiar cu acele mări, și să rezolve problema. Așa că partidele politice susținute de mass media, de exemplu, în loc să-i ajute pe dascăli, îi condamnă. Mă uitam ieri, era un deputat de la PSD, Cristescu, parcă, sau senator, nu știu ce era, în care spunea că se fac presiuni din partea al Partidului AUR, pe profesori să nu revină în clase. Întrebarea logică ar fi: cum poți să faci presiuni asupra unui profesor dacă nu ai nicio măsură asupra lui? Pur și simplu pot să-i recomand. Așa și eu pot să le recomand și chiar le recomand profesorilor să nu renunțe, pentru că statul acesta, România, este practic într-un picaj constant. Nu mă aștept la Claus Iohannis să înțeleagă pe ce lume trăiește. El se plimbă bine, mersi, ai grevă în educație, stau să pornească și alte greve. Ai făcut acel program de România Educată, pas cu pas, ultimul pas, sau cum naiba cu pasul le face el, în care își ia soția peste tot, se duce să-și ridice anumite premii, de parcă asta contează într-o societate și așa divizată cum este societatea românească, și în loc să meargă către anumite strategii sau să-i cheme pe oameni sau să iasă în stradă lângă ei sau să discute sau să găsească soluții sau pur și simplu să arate o anumită empatie, se comportă mai ceva ca Nicolae Ceaușescu cu O lume minunată, copiii aceia care au fost puși să-i cântă lui Iohannis că se duce la Sibiu cu președintele Germaniei.
pe care se duce în Germania să-și mai culeagă niște premii. Nu avem o politică externă destul de interesantă. Vine după aceea la summitul acesta, mă uitam acum unde s-a dus la formatul acela de la Bratislava cu formatul București 9, care vorbește de securitate pe flancul estic, în care spune că ce trebuie să facă cu securitatea, cu ne vom apăra, neînțelegând practic că până la urmă în ceea ce înseamnă acest echilibru de putere și aceste forțe foarte mari, dacă e să izbucnească conflictul acesta sau nu, sau să se extindă sau nu, nu ține neapărat de România și de Slovacia, de exemplu, sau care mai sunt pe acolo, ci pur și simplu aceste state ar trebui să vină mai mult cu idei inteligente pe care celelalte mari puteri ale lumii să le poată dezvolta, dacă s-ar putea, pentru că România nu este un stat atât de mare și faptul că suntem sub umbrela NATO, cel puțin pe mine, nu mă liniștește, pentru că, așa cum am spus, în istorie, totdeauna alianțele care funcționează pe timp de pace nu funcționează pe timp de război și, Doamne ferește, să ajungem în acel punct. Mă uitam la Nicolae Ciucă. A transmis un mesaj de ziua învățătorului în care vorbește de Gheorghe Lazăr. Mă mir că știe cine e Gheorghe Lazăr sau ce a făcut Gheorghe Lazăr. Dacă l-a întrebat cineva ceva de Gheorghe Lazăr, sunt convins că nu mai știa. Și spune că greva din învățământ a pornit de la o realitate, poate fi corectată, este el alături de profesor și așa mai departe. Deci, iar celălalt lider, între ghilimele, că așa e fișa postului, Marcel Ciolacu, visează la patriotism economic și așa mai departe. Deci, problema nu este la sistemul de educație, ci este la oamenii politici, pentru că oamenii politici sunt din ce în ce mai slab. Nu înțeleg ce face acest domeniu și ce înseamnă acest domeniu educație. Din păcate, cred că nici mulți dintre părinți nu înțeleg foarte bine acest lucru și atunci nu vom avea o șansă reală în viitorul prezent și mediu, pentru că profesorii care pot să se descurce mai bine vor pleca din învățământ. Cei care vor să vină către învățământ, știind ce condiții sunt în învățământ, vor evita acest domeniu. Și cu 25% salariu în plus și cu 25% fără salariu, situația nu se va schimba. Nimeni nu-i spune lui Claus Iohannis că această România educată este o, nici nu știu cum să o formulez, este o fumigenă. Nimeni nu-i spune lui Claus Iohannis sau acestei doamne ministru, care mă uitam la domnia sa și nu înțelegeam ce, cred că nici ea nu înțelegea ce caută pe acolo și ce vrea. Nu o să vedeți o asumare din partea lui Nicolae Ciucă, pentru că nu are mandat din partea lui Claus Iohannis să rezolve această situație. Faptul că Marcel Ciolacu pune condiții să vină la guvernare prin faptul că să se termine întâi cu grevele și apoi să vin, arată că nu este matur politic, pentru că până la urmă puterea se câștigă, nu se dă, dar se pare că la noi se dă și nu se câștigă. Dacă ești un om asumat și vrei să conduci România, ai întotdeauna soluții, că de-aia ești partid politic și ești cel mai mare partid politic al țării. Dacă aștepți să se termine cu grevele, înseamnă că o să tot aștepți, dar dincolo de aceasta te ascunzi în spatele lui Ciucă, pentru că până la urmă, Ciucă știe că nu o să mai fie vreodată prim-ministru în viața lui și atunci își permite să încaseze aceste proteste și aceste blamări din partea societății, pentru că până la urmă asta a fost rolul lui, ca și al lui Viorica Dăncilă și al lui Tudose și alții, să vină să, mă rog, să preia o parte din nemulțumirile oamenilor. Iar speranța în ceea ce privește cultura, educația, diplomația, viziunea, proiect de țară sunt atât de îndepărtate de acești oameni încât e foarte complicat în momentul de față să găsim o anumită speranță că lucrurile se vor putea îndrepta către o direcție mai bună. Deci, din punctul meu de vedere, în privința educației, cred că există bani și mă mir că nu se cere 6% din PIB, așa cum este în Constituție. Nu mai zic că după al doilea război mondial, atât Japonia cât și Germania au dat peste 20% din PIB
ca să investească în educație și uitați unde sunt Germania și Japonia ca educație. Nu mai avem profesori universitari, academicieni în funcțiile importante, nu mai avem niște capacități, niște lideri care să ocupe anumite domenii cheie în societatea românească, iar atunci lucrurile se vor răsfrânga asupra societății. Ce e cu această educație? Normal că nu poate să înțeleagă un Ciucă, un Ciolacu, un Iohannis, ce e cu această educație, ce cu acești profesori care vor și salarii decente. Partea cealaltă, doamna aceasta, soție de președinte, se plimbă cu anumite bijuterii care sfidează practic domeniul domniei sale, după care la criticile presei a venit și a spus că este reprezentanta unei case, sprijină o firmă de între aceasta de bijuterii, de parcă ăsta e rolul esențial al unei soții de președinte, să sprijine ea anumite case de bijuterii sau cum se numesc acestea. Klaus Iohannis are un an și ceva și arată practic prin tot ce poate că oricum puțin îi pasă de ce se întâmplă în societate. Oamenii aceștia nu simt românește și nu-i doare România, pentru că atunci când ai profesori în stradă și tu te duci să te plimbi și pui pe copiii aia când ceilalți sunt în grevă să scânte ție o țară minunată, arată că ești rupt de realitate și paralel cu societatea respectivă. Nu mai avem prin această construcție împotriva firii între PNL și PSD, nu mai există o dezbatere reală în Parlament, pentru că toți sunt aduși acolo în cercul puterii și toți au interese și atunci acceptă să-și rezolve propriile lor interese prin această alianță de ochii lumii. Nu o să vedeți în momentul de față un lider responsabil care să zică, da, hai să dăm salarii profesorilor. Deci, de exemplu, Marcel Ciolacu nu spune, vine un prim-ministru, măresc salariile la profesori și pun capăt grevei. Nu? Sau de ce nu zice Nicolae Ciuc? Stați așa, de ce trebuie să mai așteptăm? Vin eu și fac asta. Sau de ce nu ies liderii să spună nu vă e rușine profesorilor cu atât de multe salarii mari și nu știu ce și atunci nu vă dau nimic, asta e. Ceea ce am urmărit nu foarte mult, recunosc prin presă, este faptul că se aruncă în spatele profesorilor, faptul că copiii noștri dea bacalaureatul. Tareme că până la urmă se vor schimba lucrurile și se vor întoarce profesorii la catedră pentru că presiune împotriva lor vor fi presiuni din partea statului, iar acești lideri de sindicat care, așa cum am zis și în pastila trecută, sunt de când mă știu eu la liceu și nu se schimbă, pare că ar trebui să intre într-o direcție normală. Adică să fie schimbați și să vină alții cu un suflu nou, cu o reprezentativitate reală a profesorilor și a demnității respective. Eu, ca profesor, pot să vă spun că toți studenții pe care îi întreb dacă vor să ducă către învățământ, niciunul, din păcate, nu ia în calcul să ajungă profesor din cauza condițiilor respective. Nu zic că, fiind profesor, trebuie să empatizez neapărat cu colegii mei, dar pur și simplu nu poți să ai o educație și un nivel optim de educație cu salariile pe care le ai. Sunt foarte puțini profesorii care au rămas în educație pentru că au simțit că e rolul lor acolo să fie profesori, iar aceste posturi lipsă și această lipsă de viziune în ceea ce privește educația, distrug ceea ce a mai rămas din această țară, pentru că ea a fost vândută la fier vechi, a fost, cum se zice, reformată, privatizată și așa mai departe, în toate direcțiile posibile. Iar educația rămăsese. Erau acolo copii, studenți care veneau la facultăți, se duceau în afară și așa România, de exemplu, din punctul acesta de vedere, este un exportator al inteligenței, pentru că acei copii care sunt foarte buni la învățătură, se duc în Occident sau în Statele Unite. Noi producem pentru ceilalți. Ceilalți profită de educația pe care aceștia o au și îi folosesc pe urmă direct. Nu mai cheltuie statele respective bani cu educația copiilor, ci cheltuie România, dar nu beneficiază de aportul lor după ce termină școala.
Nu cred că lucrurile vor sta destul de bine. Profesorii sunt nemulțumiți, sunt mâhniți, sunt deranjați, sunt ecartul, dacă vreți, între profesori și celelalte categorii sociale este foarte mare și nemeritat, consider eu. Dar consider că și societatea trebuie să se alăture acestor profesori, să simpatizeze cu ei, să-i ajute și în felul acesta poate generațiile de mâine vor fi altfel, vor fi mai educate, vor avea principii solide și în felul acesta vor putea să schimbe ceva prin România. Dacă nu, vom merge din ce în ce mai Iohannis, pleacă Iohannis acesta, vine un alt Iohannis, pleacă un Ciucă, vine un Ciolacu, pleacă un Ciolacu, vine un Ciucă, pentru că dacă mă întrebați care e diferența între Ciucă și Ciolacu sau Ciolacu și Ciucă, nu știu să vă spun, așa că oamenii la anul vor fi acești politicieni fără viziune și fără strategie, vor fi preocupați să rămână în continuare parlamentari, miniștri, secretari de stat, șefi de diferite instituții și nu se vor mai gândi la ceea ce înseamnă cu adevărat. Educația, din păcate, nu o conștientizăm și nu o vedem că nu are efecte zilnice, are efecte în timp, iar timpul trece și nu mai poate fi recuperat. Poate ar fi un moment important ca profesorii să se țină de ceea ce și-au propus, dar n-am văzut lideri politicieni să-i empatizeze, să-i susțină și chiar dacă sunt în grevă de 2 săptămâni sau 3 săptămâni, să poată fi plătiți și pe perioada grevei, pentru că astfel pun o presiune foarte mare pe ei să se întoarcă la catedră, pentru că majoritatea dintre ei au credite, au rate, au datorii și atunci dacă nu mai au nici salariu, se înglodează și mai mult în datorii. Acestea sunt probleme sociale, dar nu avem o politică socială, nu avem o politică de a ține cont de aceste realități, iar demnitatea de profesor să fie respectată chiar dacă este în grevă. Cu siguranță nu voi schimba eu mare lucru cu ceea ce am spus, dar cred că am vrut să subliniez punctul meu de vedere într-o societate cu un guvern care este străin de ceea ce simte țara, de categoriile sociale, ba mai mult are interesul să învrăjbească categoriile sociale între ele și în felul acesta, dacă ați văzut preocuparea lui Claus Iohannis, al lui Ciuca, lui Ciolacu și a căror mai sunt pe acolo, nu este să-i mulțumească pe cea ministresei acesteia, să-i mulțumească pe profesori. Preocuparea lor este să se dea capacitatea și bacul și pe urmă poate să stea profesori în grevă, bine mersi, până în septembrie. Deci, într-o societate în care cumpărăm avioane de 40 de ani cu sute de mii, milioane, poate am dat miliarde pe tot armamentul acesta, am mărit bugetul la NATO, am vorbit de importanța securității și de cumpărarea de rable și așa mai departe, de parcă la un moment dat am putea noi să facem ceva cu acele avioane și armamente, armament care am tot cumpărat de-a lungul anilor de la partenerul nostru strategic, am putea, din punctul meu de vedere, să îl dăm în educație și am ieșit mult, mult mai câștigați. Toate cele bune, seară plăcută!